Și femeia din Alba cu indemnizație de 15 lei nu este singura în această situație, spune chiar ministrul Muciei. Potrivit Violetei Alexandru, la prima estimare rezultă că sunt peste 1000 de persoane cărora statul le datorează bani. Poate că nu a făcut-o nimeni intenționat, dar tot greșeală se numește. O greșeală care trebuie asumată, a scris ministrul Muciei pe Facebook. Violeta Alexandru a explicat și cum s-a ajuns la această situație. Nu s-au introdus datele inițiale în aplicația electronică, s-a lucrat pe hârtie și când a venit actualizarea în 2016, nu s-a făcut automat pentru că nu erau informațiile inițiale introduse. Nu și-a mai amintit nimeni de dosarul din raft, a scris Violeta Alexandru. Din moment în moment, Violeta Alexandru ne va explica puțin această poveste legată de unele pensii despre care nu ai ce să spui, că n-ai ce să spui mai mult decât că este anormal ca într-o astfel de țară care se dorește civilizată să existe pensii de 15 lei. E drept o să spună unii dintre cei care ne urmăresc că probabil că n-a lucrat doamna și de acolo apare suma de 15 ron. Dar chiar și așa, cred că există niște nuanțe importante. Violeta Alexandru, ministrul Muciei, acum alături de noi. Mulțumesc! Bună ziua dumneavoastră, invitaților și celor care ne urmăresc. Hai să explicăm puțin, doamna Alexandru, povestea acestei femei și cum s-a ajuns. Eu am zâmbit tare în momentul în care am văzut că se lucrează în continuare, că tot la hârtie și dosar avem tendința să revenim în 2020. Astăzi nu se mai lucrează chiar așa, deși cu siguranță e mult loc de îmbunătățire. Problema este că în timp s-a lucrat pe hârtie cu pixul, într-adevăr, și acele date nu au fost introduse în sistem. Problema este de ce nu recuperăm, dacă vreți, un trecut care a rămas într-un stadiu incipient, rudimentar, și nu aducem acele date la zi, pentru că, iată, dispar din sistem o serie de momente din viața unui om și e foarte greu când apar modificări în Parlament să se actualizeze situația respectivelor persoane. Repet, astăzi lucrurile sunt îmbunătățite, bineînțeles că există loc de mai bine, mult loc de mai bine, dar vorbim de o situație care a plecat prost, în sensul în care datele nu s-au introdus în sistem. Nu este o pensie, doamna nu a avut stagiu minim pentru a-i se calcula o pensie, vorba despre o indemnizație după soț. Soțul a fost beneficiar al acestei legi 309/2002 pentru acordarea unor drepturi, căci a efectuat stagiu militar în ceea ce se numește Direcția Generală Serviciu Muncii între 1950 și 1961 și beneficiarii acestei legi privesc o indemnizație pe lună, în funcție de câte luni au efectuat stagiul respectiv, rezultă o sumă. Suma s-a actualizat în 2016 pentru că nu s-au introdus în sistem datele de la momentul la care s-a stabilit pentru domnia sa, pentru soț, indemnizația. Când a venit actualizarea, nu s-a făcut automat, dar ce pot să vă spun este că m-am sesizat, să știți că puteam să ignor sau să o tratez ca pe o simplă știre de presă. Mie îmi vin tot felul de informații, am cerut biroului de presă de la Ministerul Muncii să mi le dea pe cele care mi-arată disfuncționalități în sistem, nu articole cu mine unde sunt prezentată pozitiv. Așa s-a întâmplat și aici. Am parcurs aceste informații și am vrut să nu trec mai departe și am cerut să mi se răspundă în ce măsură informația este adevărată sau nu. Și a rezultat că sunt peste 1000 de persoane, înțeleg, în povestea asta, care au așteaptă... Sunt în plin proces de evaluare a acestei situații, dar pe aici suntem, maxim 1000. Cert este că acestor oameni nu li s-a actualizat suma, repet, ei sunt beneficiarii legii respective. Asta este ce am făcut, nu m-am rezumat nici măcar la a rezolva cazul doamnei, ci am întrebat și m-aș fi așteptat ca cei din sistem să-mi ridice această informație înainte să mă interesez eu, dacă există și alte cazuri. Orice om de bun simț ar fi pus problema ca dacă s-a întâmplat într-o parte să verificăm să nu se fi întâmplat și în alte părți. Ei bine, se întâmplă. Intuiesc, doamna Alexandru, că sistemul nu vă dorește acolo prea mult, tocmai pentru că... Sincer, nu e o preocupare a mea, eu încerc să văd de treabă și cine ține pasul cu mine, cine vrea să facem odată ca lucrurile să funcționeze normal în această țară, mi-a arătat prin propriile rezultate, nu trebuie să mă laude.
ci trebuie să-l simt că vine pe acest drum pe care încerc să mergem cu toții, și anume o țară în care să facă curățenie acolo unde nu s-a făcut, să se repare ce nu a fost făcut la timp cum trebuie, să recuperăm niște întârzieri și da, asta înseamnă un volum de muncă mai mare acum pentru că nu le-am făcut la timp. Adică și și cred că e cea mai mică problemă, doamna ministru, apropo de sistemul de pensii, care este o sumă a mai multor erori de-a lungul timpului. Pentru că cum ați caracteriza acum, după ce aveți deja ceva timp în poziția de ministru al muncii, ceea ce se întâmplă în această, i-aș spune piramidă, dar poate nu sună tocmai corect, în acest sistem de pensii la care facem referire că o să cadă, că o să moară, că o să se reducă, că o să ne chinuie, că o să... cred că și acolo sunt chestiuni care ar trebui să fie verificate din nou. Verificări facem în mod curent, nu trebuie să fac un spectacol din acest lucru, ci pur și simplu când văd, adresez problema și cer rezolvarea ei repede. Dacă se făceau la timp, să știți că aveam mult mai puține de rezolvat. Acum par așa de multe pentru că ele n-au fost tratate la momentul respectiv. În al doilea rând, trebuie să știți că există un punct în care sunt total de acord. În general, nu prea sunt de acord atunci când primesc tot felul de plângeri, cum că e greu și ne cere ministrul să muncim mult. În toate instituțiile Ministerului Muncii se muncește acum cu turacție maximă, vă spun direct. Și probabil că prin comparație cu ce s-a întâmplat în trecut, pare ceva ieșit din comun. Cam așa trebuie să lucreze în general. Dar unde sunt de acord cu cei care îmi ridică, repet, diverse aspecte deranjante pentru dânsii, este că și legislația, inclusiv prin lobby-ul făcut în Parlament pentru anumite modificări legislative, care au fost operate punctual, dar care n-au fost corelate cu tot cadrul legal, și aceste modificări continue în legislație, în mod evident au perturbat angajații din sistem, în sensul în care au venit În continuu modificări care nu erau adaptate cu softul pentru care se făcu solicitație pe o anumită structură, pe un anumit cadru legal. Tot timpul îi se cere, face și asta, că s-a aprobat în Parlament ieri punctual modificarea articolului X sau Y. Nu este normal. Undeva trebuie făcut un inventar al tuturor acestor lucruri, stat jos într-un grup de lucru cu toți oamenii care știu cum se fac lucrurile în acest domeniu, oprită această inflație de reglementări punctuale pe aici pe acolo în legea pensiilor, pentru că asta nu face decât să bulverseze sistemul, să creeze tensiune între pensionari și angajații caselor de pensii. Pensionarii, pe bună dreptate, aud de modificări și le vor imediat, pentru că e dreptul dânșilor să-și ceară dreptul cuvenit. Pe de altă parte, în sistem există o aglomerare de activități generată de inflația de modificări și se simte într-o stare generală de tensiune pe care încerc să o gestionez. Dar nu este vina mea că multe lucruri n-au fost rezolvate la timp, deci este un mix de cauze generate de schimbări continue și, repet, punctuale, fără înțelegerea dimensiunii implicațiilor pe care le are o asemenea modificare, coroborat cu niște lucruri nerezolvate la timpul lor. Dacă noi aveam scanate carnetele de muncă după un contract care a durat ani de zile și în care s-au cheltuit niște bani și în care cineva și-a asumat responsabilitatea să le scaneze cum trebuie, acum nu mai trimiteam oamenii să trăiască niște drame, să-și caute niște foști angajatori care au dispărut și care și-au bătut joc de arhive și de cărțile lor de muncă. Sigur că trebuiau să fie atenți la momentul în care carnetele de muncă au fost date înapoi sau oamenii au fost solicitați să le ridice, dar totuși nu putem să-i chinuim pe acești oameni și trebuie să găsim soluții pentru ei. Nu s-au făcut lucrurile serios în acest domeniu, s-au făcut heirupist, s-au făcut din considerente electorale, s-au făcut ca să promitem, dar să nu ne corectăm greșelile, și promisiunile peste promisiuni vin un sistem care nu este pus la punct ca să genereze modificările create de legislație și, repet, avem niște probleme de ABC, de bază, ca să spun așa, care nu sunt corectate și gestionate, și noi visăm sau ne gândim la lucruri mărețe, dar în sistem n-am adus corectate
costurile și în același timp bun simțul necesar pentru ca oamenii să poată să înțeleagă ce se întâmplă. Eu personal am o problemă cu atitudinea multor oameni din casele de pensii, aud, primesc informații, am inclusiv filmări cu angajații caselor de pensii care ridică tonul la pensionari. Sunt niște oameni care aud din spațiu public că se tot schimbă legea și care au niște întrebări. Unii dintre dânsii aud aceste informații. Și nu putem să-i schimbăm, doamna ministru, că mă gândesc că e mai simplu, nu m-aș apuca să-i educ. I-aș schimba, pur și simplu. Doamnă, unele schimbări le-am făcut la nivelul managementului caselor de pensii. Vă asigur că nu mi-a fost ușor. Le-am făcut în mod obiectiv. Nici n-am ținut cont de cine ce simpatie are. Pe mine m-a interesat să se facă treabă și acolo unde am văzut că nu se face treabă, am schimbat. Legislația noastră cu privire la schimbările din funcția publică este un calvar pentru orice ministru de bună credință care vrea să facă treabă. Pe de altă parte, nu uitați că în această perioadă PSD ne-a interzis să facem, ca să o spunem pe românește, ne-a interzis să facem schimbări în administrație, modificând legislația și spunând că în starea de alertă nu se pot face angajări, concedieri, nu pot să faci mai nimic. Au știut, au făcut-o în mod deliberat, văzând că ne-am apucat de treabă și suntem în acest moment într-un blocaj generat de un PSD care nu vrea ca la sfârșitul acestei guvernări să ieșim cu un bilanț pozitiv, ci interesul lor este să ne blocheze, să ne ia toate pârghile prin care putem să facem inclusiv schimbări manageriale. Dar să știți că dacă mă concentram pe acest lucru, cum să fac să dau afară, nu mișcam nimic. Important este că prin felul meu de a fi, prin modul în care i-am văzut și pe cei care muncesc, le-am dat acestor oameni semnalul că dacă îți vezi de treabă, apar rezultatele și ministrul pune aceste rezultate în dreptul tău. Prin urmare, am vorbit despre case de pensii care au făcut performanță. Sunt oameni care n-au fost văzuți în acești ani pentru că pe lângă ei au promovat alții pe cu totul alte criterii. Eu i-am văzut și pe ei, am vorbit despre rezultatele lor și am subliniat faptul că se poate face performanță și în administrație. Doamna...